Primăvara își intră treptat, treptat în drepturi, vreme tocmai bună pentru târguri cu produse tradiționale. Pentru cei care au mers în parcul Herăstrău, bucătarii pricepuți au preparat scăricică la rotisor, coaste coapte la jar, pastrame fragede, prepeliță la grătar, dar și multe dulciuri. Târgul de la Herăstrău, la grătar, avem cotlete de porc, ceapă de porc, avem o specialitate, coaptă în bere la cuptor, prepelițe la jar, cârnați, frigărui de piept de pui, piept de pui, pulpe de pui. Păi avem și de post, prăjitură cu nucă și dovleac, prăjitură cu măr și dovleac. Avem salamul de biscuit, tot de dovleac. Cele de post, cele de dulce. La mare căutare în acest weekend au fost și preparatele din pește. Tăcucu în București e o primăvară de povești. Să trăiești, Victorița, să trăiești, Victorița. Vă așteptăm în fiecare weekend, și astăzi și mâine și în fiecare weekend, la târgul de la agronomie, unde Victorița, Pescărița și Don Mariano vă întâmpină cu delicaterii de pește și fructe de mare. Toate o nebunie. Avem borș de pește cu 5 tipuri diferite de pește. Avem sarmale de pește. Bineînțeles că sfârâie grătarele cu crap, cu ton alb, cu păstrăv, cu scrumbie, cu storion de acvacultură și, nu în ultimul rând, cu mici și cu cârnați de pește. Da, mici și cârnați de pește. O să vedeți, o să vedeți că este o adevărată plăcere. Este un festin culinar numai din pește și fructe de mare. Bineînțeles că avem și de la Marea Neagră midii și lapane. Și în ultimul rând, Victorița Pescărița vă oferă produsele tradiționale de pește, salată de icre de crab, salată de icre de ștucă, scrumbie marinată, zacuscă cu pește. Vă rog frumos, vă rog insistent să veniți la târgul de la agronomie. Organizatorii promit astfel de târguri și weekendurile viitoare.